Avem reperul cartezian XY. Așa. Punctele A de coordonate 1 și 3. De ce A de coordonate 1 și 3? B de minus 2 și 1. Minus 2 și 1. Și C de minus 3 și minus 1. Minus 3 și minus 1. 3 și minus 1. Să se calculeze lungimea înălțimii duse din vârful A în triunghiul ABC. Păi, din A. Scrie ecuația dreptei BC și când avem distanța de la un punct la o dreaptă. Da. Deci scrie ecuația dreptei BC. BC. Mai întâi, panta de BC. Egal cu... BC egal cu YC minus 1 plus 1, 2. Supra deci 2 X, supra XC minus XB minus 3 plus 2 minus 1. Minus 3. Dar cum ai făcut? YC minus Y. Deci Y 1 și minus 1. Și minus 2 plus 3. Da. Minus 2 plus 3 face 1. Respectăm. Dacă pe locul întâi pus pe B, da. Și la Y și la X. Da? 2 pe 1 și facem 2. Și atunci avem panta M egal cu 2. Luăm un punct B, să zicem, de coordonate minus 2. Schimb ecuația dreptă, când suntem în punctul dreptă, adică BC, Y minus 1 egal cu 2X plus 4. 2 pe lângă X plus 2. Plus 2. Și ceva avem, va spune că Y minus 1 egal cu 2X plus 4. Plus 4. Adică 2X minus Y, dacă privim, da? Da. 2X minus Y. Plus 5. Plus 5 egal cu 0. Asta e ecuația dreptei BC. Da? BC. Și ce facem în clipa asta? Dacă știm ecuația dreptei... Ce am distanță de la... De la A? La dreapta. Mai întâi aflăm panta de aici. Deci Y egal cu 2X, așa avem, 2X plus 5. Deci panta e 2, cum știam. Și acum panta perpendiculară e în prim. Este minus 1 pe 2, inversăm. Panta perpendiculară, totul e în prim, minus 1 pe 2. Și dacă știu pe A, de coordonate 1 și 3, și știu panta înălțimii, panta dreptei, ca de ce? Și scrie ecuația dreptei. Y minus... Y minus 3. Egal cu minus 1 pe 2. Pe lângă X minus 1. Mulțim pe 2. 2Y minus 6. Deci 2y minus 6 egal cu minus x plus 1. Minus x plus 1. Și avem x plus 2y. X plus 2y. Minus 7 egal 0. X plus 2y minus 7 egal cu 0. Este ecuația înălțimii, da? Da. Și ca să găsim piciorul înălțimii A1 acela, rezolvăm ecuația, sistemul dintre asta și cu ecuația lui BC. Da. Adică 2x minus y plus 5 egal cu 0. O mulțim pe a doua cu 2. Da. Cu 2. Și va fi echivalent cu x plus 2y minus 7 egal 0. X plus 2y minus... Hai să scriu aici. X plus 2y minus 7 egal cu 0 și 4x minus 2y plus 10. 4x minus 2y plus 10 egal cu 0. Și 5x egal plus 3, plus 3 egal 0. 0x egal cu minus, minus 3 pe 5. Pe 5. Dacă știu pe x, aflu și pe y. Și o să spunem că y egal cu din a doua, scos, y egal cu 2x plus 5. Și egal cu 2 ori x ori minus
3 pe 5 plus 5 și egal cu minus 6 pe 5 plus 5. Adică face minus 6 plus 25 pe 5. Cât face minus 6 plus 25? 19. 19 pe 5. Deci avem A1, A de coordonate 1 și 3, iar A1, ăsta care am găsit, de minus 3 pe 5 și 19 pe 5. X-ul cât este, am găsit? Minus 3 pe 5. X-ul e minus 3 pe 5, așa am găsit? Da. Da, minus 3 pe 5. Și Y-ul este? 19. 19 pe 5, parcă, nu? Da. Și acum scriem A1. Distanța între două puncte. A, A1. Egal cu radical din x minus x1 a1 la pătrat. Deci vine 1 minus, vine 1 plus 3 pe 5 la pătrat plus 3 minus 19 pe 5 la pătrat. Și egal cu radical din 5 cu 3, 8. 5. 8 la pătrat 64. 24 plus 25 plus 15 minus 19 minus 4 pe 5 minus 16 pe 25. 15 minus 19 minus, cât ai zis? Minus 16 supra 25. De ce? Păi la pătrat. Va veni 4. Minus 4. 4, deci 16, da. Nu minus 16. Da. 16 pe 25. Și egal cu radical din 80 pe 25. Care înseamnă 2 radical din 3 din cât 4 ori 20, da? 2 radical din 20 pe 5. Așa ar fi, nu? Da. 4 ori 20 face 80. Aici e tot 2 factor. Mai este aici încă un 2. E 4 ori 5 și revine 4 radical din 5, totul pe 5. 4 radical din 5 pe 5 este distanța lungimea înălțimii, da, dusă din A. Da? Da. Tot timpul am avut de făcut distanța de la un punct la o dreaptă. Asta a fost. Mai sunt 3 exerciții. Hai să vedem. Se dă dreapta de ecuație 2x minus y. Dreapta de ecuație cât? 2x minus y plus 4. Egal 0. Da. Să se verifice dacă punctele A de coordonate minus 5 și 3. A de coordonate minus 5 și 3. B de coordonate 11 pe 5 minus 3 pe 5. 5, sunt simetrice față de dreapta dată. Deci să vedem dacă punctele sunt simetrice față de dreapta dată. Cum ai de gând? Păi, simetrice... Două puncte simetrice față de dreapta. Închipuiți că asta e dreapta. Ai un punct aici și un punct aici. Ca să fie simetrice, ar trebui să... acel punct care se intersectează cu dreapta să fie în mijlocul... în mijlocul segmentului, nu? Da, segmentul e ales. Deci A și B aici, da? Hai să zicem, A și B. Și atunci ar trebui să scriem ecuația dreptei acestea, a lui AB, și dreapta de AB. Găsim punctul de intersecție, ca să găsim punctul de intersecție, rezolvăm sistemul, da, dintre ecuația dreptei și ecuația dreptei AB. Și îi găsim un punct. Și acum, având coordonatele punctului și al lui A și al lui B și ăsta a găsit, trebuie să vedea că se suma de X-ul și respectiv Y. Da. Nu, că așa trebuie să suntem. Deci să pornim și noi. Mai întâi scriem ce? Ecuația... dreptei AB, ca să scriem cum procedăm. Panta mai diagonală. Iem indice AB. Și AB. Egal cu? 3... plus 3 pe 5. Da. 3 pe 5. Supra. Supra.
minus 5, minus 11 pe 5. Da. Egal cu? 5 ori 3, 15 plus 3, 18 supra 5. Da. Supra, minus 36 pe 5. Minus 25, minus 11, minus 36 pe 5. 5 cu 5 simplificat și face? Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Asta este panta lui AB. Și luăm un punct de bază, A de coordonate minus 5 și 3, la care punem panta N egal cu minus 1 pe 2. Și atunci ce avem? Ecuația dreptă. Ecuația dreptă. Y minus 3. Da. Egal cu minus 1 pe 2, pe lângă X plus 5. X plus 5. Minus 2y minus 6 egal cu minus x minus 5. Adică? x plus 2y minus 1 egal cu 0 este ecuația dreptei AB, da? Da. Dreapta AB și cu dreapta D de ecuație 2x minus y plus 4 egal cu 0. Rezolvăm sistemul ca să găsim punctul de intersecție. 4x minus 2y plus 8 egal 0. Deci ce facem? Mulțim cu? Mulțim cu 2 jos. Aici, da. Și vine x 5. Plus 2y minus 1 egal cu 0 și 4x minus 2y plus 8 egal 0, 5x plus 7 egal 0, x egal cu? Minus 7 pe 5. Minus 7 pe 5. Și dacă pe x îl știu, trebuie să aflu și y-ul. Păi, colocăm x într-una din ecuații. Da, în primă. Hai să în a doua, că scot pe y doar, y egal cu 2 ori minus 7 pe 5, 2 ori minus 7 pe 5, y va fi 6 pe 5, plus y, 2x plus 4, nu? Plus 4, da. Și y va fi egal cu minus 14 pe 5 plus 4 și egal cu 20 minus 14, 6 pe 5. 6 pe 5, da. Și atunci avem punctul M. Hai să zicem, de coordonate. Minus 7 pe 5. Da, M de coordonate. Minus 7 pe 5, 6 pe 5. Minus 7 pe 5, respectiv 7 pe 5. Iar 6 pe 5. 6 pe 5, da? 6 pe 5. Au de coordonate cât? Să le scriu aici, minus 5 și 3. Iar V-ul de coordonate, 11 pe 5 și respectiv minus 3 pe 5. Și acum, cum procedăm ca să constatăm dacă M este la mijloc? Da? Păi, deci, x-ul umă trebuie să fie egal cu x-ul lui A plus x-ul lui B pe 2. Și y-ul umă egal cu y-ul lui A plus y-ul lui B pe 2, nu? Semisumă, la capete. Și să vedem. X-ul umă egal cu... Minus 7 pe... A. Așa? Minus 5. Minus 5 plus 11 pe 5 supra 2. Ce face? Minus 25. 25 plus 11, minus 14 pe 5. Pe 5 2. Supra 2, supra 10. Care simplifică printr-un 2. Face minus 7 pe 5. Este adevărat? Da. X-ul lui M, dar minus 7 pe 5. Da, Y, procedăm așa. La fel. YA plus YB, adică? 3 plus 3 pe 5. 3 plus 3 pe 5. 12 pe 2. Supra 2 și egal cu? 5, 8,
18 pe 15 10. 18 supra 10, simplificăm printr-un 2 și face 9 pe 5. E corect? Nu. Nu e corect. 6 pe 5 trebuie să facă, nu? Da. Deci Y A 3. Cu YB. Deci 3 minus 3 minus pe 5. 3 minus 3 pe 5. Și acum 15 minus 3. 12. 12 pe 10. Și face cât? 6 pe 5. Da, am fost mai atent. Acum e clar. Deci asta ar trebui. Încă o dată. Trebuie să înțelegi ce înseamnă simetric. Ca cele două puncte să fie unul simetric cu celălalt față de dreapta respectivă, trebuia să înscriem ecuația dreptei AB, să intersectăm, să găsim coordonatele lui M și M să fie la mijloc, trebuia să întâmple, să aibă calitatea asta, X-ul M, X-ul A plus X-ul B pe 2 și la fel la Y. În final, am dovedit că este corect. Să vedem altă. Scrieți ecuația înălțimii din A întâlnirii la BC determinat de dreptele. Mi se dă, mi se dau ecuațiile. Dreapta de 1. A, B, B, C și A, C. A, B. A, B. Nu, e dreapta A, B, cum ar veni. Nu e de 1, e A, B. A, da, dreapta A, B care e A, B. X minus Y plus 2. X minus Y plus 2, da. Egal 0. Da. A, C. A, C. X plus 2, Y plus 2 egal 0. Și B, C. BC, da. 3X minus Y plus 1. 3X minus Y plus 1. Egal 0. Da. Și ce spune? Scrieți ecuația înălțimii din A întâlnirii la BC determinat de dreptele. Cum ai? Cum propui? Ecuația înălțimii din A. Da. Dintr-un punct. Păi... Dar nu știm coordonatele punctului. Da. Încercăm să dăm, tot așa, dăm valoare. Păi da, de ce? A. A unde se găsește? Punctul A. Păi unde se găsește punctul A? Pe dreapta A. A, B, Eva, da. Păi și unde se mai găsește? Și pe A, C. Păi dacă găsești cele două drepte, cum găsim coordonatele? Dacă e pe cele două drepte. Deci vreau sistemul celor două. A, da, da. Nu? Deci vreau sistemul format din AB și de AC. Deci sistemul pe care îl formăm. Deci, hai să spunem. AB intersectat cu AC egal cu fie format din punctul A. Iar coordonatele înseamnă să rezolvăm ecuații. Sistemul format din ecuații de dreptelor. X minus Y plus 2 egal cu 0 și X plus 2Y plus 2 egal cu 0. Înmulțim cu 2 prima, cu 2 prima ecuație. Așa. 2X minus 2Y plus 4 egal 0. 2X minus 2Y plus 4 egal cu 0 și X plus 2Y plus 2 egal cu 0. 3x plus 6 egal cu 0, adică x egal cu? Minus 6 pe 3, minus 2. Minus 2. Și y... Înlocuim în prima. Deci y va fi egal cu x plus 0. 2 egal cu 0. Deci punctul A mare de coordonate, minus 2 și 0. Și acum trebuie să scriem înălțimea din vârful A. Păi... Înălțimea perpendiculară. Curare pe, pe BC. Deci... Dacă pantele... Panta lui BC, o inversă nu se schimbat. Și apoi panta lui A... A înălțimii. Și scriem ecuația pe care trecem pentru un punct și o direcție. A înălțimii, care se intersectează cu BC. Vom rezolva sistemul dintre asta și B, și ecuația înălțimii. Găsim coordonatele piciorului înălțimii și pe distanța de două puncte. Mai făcut, nu? Da. Deci, ce zici? Acum, A de minus 2 și 0. M, indice B. Ce? Deci, H, indice A. Perpendiculară pe
trecere. Dacă și numai dacă. M indice BC. M indice BC egal cu minus 1. Sau M indice HA. HA egal cu minus 1 supra M indice BC. Că pe M indice BC o știi, o găsim. Cu cine este egal M indice BC? Scoatem Y de aici, egal cu 3X plus 1, cu 3. Da. M egal cu 3. Și M indice H indice A este minus 1. Minus 1 pe 3. Și atunci avem pe A viitorul la T. Minus 2 și 0 și... Minus 2 și 0. Și am și panta, scrie fața dreptă. Y minus 0. Egal cu minus 1 pe 3. Pe minus 1 pe 3, pe lângă. X plus 2. X plus 2. 3Y. 3y egal cu minus, minus x minus 2. Și atunci x plus 3y plus 2 egal cu 0. X plus 3y plus 2 egal cu 0 este ecuația înălțimii, da? Da. Și la care adăugăm ecuația lui BC, adică cine? 3x minus, minus y plus 1. Minus y plus 1 egal cu 0. Ca să găsim coordonatele piciorului înălțimii. Da. A. Pentru că e punctul comun. A, cum am zis, nu? Da. Înmulțim cu 3 a doua ecuație. Da. Și avem x plus 3, y plus 2 egal 0 și 9x minus 3, y plus 3 egal 0. Minus 3, y plus 3 egal 0. Egal cu 0. 10x. 10x. Plus 5, egal 0, adică x egal cu minus 1 pe 2. X egal cu minus 5 pe 10, minus 1 pe 2. Și cu x-ul știut, să găsim și y-ul. Poate din a doua, y egal cu 3x plus 1. Da. Minus 3 pe 2. Plus 1 și egal cu minus 1 pe 2. Tot minus 1 pe 2, da? Da. Deci x egal cu y egal cu minus 1 pe 2. Și avem acum alte coordonate. Cât am zis? Minus 2. 0. Și au 1, piciorul înălțimii. De coordonate. De minus 1 pe 2 și minus 1. Minus 1 pe 2. Și respectiv minus 1 pe 2. Acum zicem A1, distanța A1 sau lungimea segmentului A1, egal cu radical din. XA minus XA1, adică minus 2 minus plus, 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Da. Minus 2 plus 1 pe 2 la părta, plus? Plus 1 pe 4, nu? Minus 1 pe 2 la părta, 1 pe 4. Și dau mai departe cu radical din. Minus 5 pe 2. Minus 4 și cu 1 face minus... A, nu, e 3 pe 2. 3 pe 2 la pătrat, 9 pe 4, plus 1 pe 4. Și face radical din... 10 pe 4. 10 pe 4, adică numai radical din 10 pe 2. Da? Radical din 10 pe 2 este lungimea înălțimii dusă din vârful A. Și să vedem una, să vedem. Determinați coordonatele ortocentrului triunghiului ABC. Așa. Unde avem A de coordonate 1 și 4. A de coordonate 1 și 4. B de coordonate minus 3 și minus 1. 3 și minus 1. 3. 3. Și minus 1. Și minus 1. Și ce de coordonate? 8 și minus 2. 8 și minus 2. Să găsim coordonatele ortocentrului. Ortocentrul este intersecția înălțimilor. Așa. Deci ar trebui să scriem ecuațiile a două înălțimi. Așa? Și da. Urmă, dacă avem ecuațiile, ca să găsim punctul de intersecție a celor două drepte, a celor două înălțimi, rezolvăm sistemul dintre cele două. Da. Deci ne-ar trebui ecuația lui HA. Înălțimea din A.
Deci, din B, HB, și dacă avem cele două ecuații, rezolvăm sistemul. Hai să vedem cum găsim pe ecuația lui HA. HA știu că e perpendiculară pe BC. Ori asta se întâmplă dacă și mai dracu. Panta lui HA e dat cu minus 1 supra panta lui BC. Dar panta lui BC o putem afla? Da. E indice BC egal cu? La B și la C ne uităm. Minus 2 plus 1. Minus 2 plus 1 supra 8. 8 minus 3. Și este egal cu minus 1 supra 5. Minus 1 pe 5. Rezultă că M indice HA egal cu 5. A știu de coordonate 1 și 4. Și am transcris ecuația dreptă când se dă un punct și o direcție și zicem Y minus 4 egal cu 5 pe lângă X minus 1. Adică Y minus 5X sau 5X, hai să zicem așa, da? 5X minus Y minus 1 egal cu 0 este ecuația înălțimii din A. Deci H indice A, da? Da. H indice A are ecuația asta. 5x minus y minus 1 egal 0. Acum din B, hai să zicem. H indice B. Perpendicular pe AC, dacă și mai dacă. Pentru AC, dacă și mai dacă. M indice H, egal cu minus 1 supra M indice A. H indice C, egal cu M indice H M indice HB, nu? Da. HB egal cu minus 1 supra M indice AC. AC. Dar M indice AC egal cu, uităm la H la C. Minus 2 minus 4. Minus 2 minus 4 supra 8 minus 1. Minus 1, da. 8 minus 1 și face minus 6. Minus 6. Supra 7. Și atât. Și atunci rezultă că M indice HB egal cu 7 supra 6. 7 supra 6. Și B de coordonate, că din B pleacă, 3 și, minus 1. 3 și minus 1. Și scrim ecuația dreptă, când dăm un punct și o direcție și vine Y plus 1. Y plus 1 egal cu 7 supra 6 pe lângă X minus 3. Lângă X minus 3. 6Y plus 6 egal cu 7X minus 21. 7X minus 21. Da? Da. Și acum? 27. Deci ecuația este 7X minus 6Y. Minus 27. Deci minus 27. Păi da. 7 egal cu 0. Ei, asta este ecuația dreptă în HB. HB, da? Da. Am pe HA, HB și acum rezolv sistemul dintre cele două. Deci, H mare, ortocentru, e dat de intersecția cu H indice A, cu H indice B și cu H indice C, da? Da. Și atunci, eu n-am decât să fac ce lucru. Să două din ele, că am scris. Da. Adică voi rezolva sistemul dintre 5x minus y, 5x minus y minus 1 egal cu 0, cu 7x minus, minus 6y minus 27 egal cu 0. Și ce fac aici ca să... Mulțim sus cu minus 6. Sus cu minus 6. Și atunci sistemul devine minus 30 x plus 6 y plus 6 egal 0 și 7 x minus 6 y minus 27 egal 0. Și atunci
minus 20 către minus 23. X, așa? Da. Minus 21 egal cu 0. Minus de X va fi egal cu 20, minus 21 supra 23. Supra 23. X indice H, da? Al, da. A ori procent. Iar Y-ul... Și atunci Y-ul înlocuim în... Deci. Deci Y H este egal cu 5x minus 1. Da. 5x minus 1 egal cu 5 ori minus 21 pe 23 minus 1 și egal cu minus 105 minus 105 pe 23 minus 1 și egal cu minus 105 minus 23 supra 23 și face minus 128 supra 23. Deci, H, punctul H cerut, H are coordonatele, X-ul lui H, care am zis, minus 21 pe 23 și minus 128 supra 23. Minus 128 pe 23. Deci, iată, am găsit H-ul, i-am găsit coordonatele, așa cum s-a cerut în problemă. Da. Deci, s-a cerut să găsim coordonatele ortocentrului. Foarte, în foarte mare parte a problemei, s-a pus să aflăm distanța de la un punct la o dreaptă. Da. Fie că a fost înălțimi, fie că a fost distanța între două drepte paralele, fie că a fost din un punct și o altă dreaptă. Deci tot timpul s-a jucat chestia asta. Da. N-au fost grele problemele, ci a fost vorba de calcul și timp alocat pentru treaba asta. Iată, am reușit să epuizăm, dar după un pic de lucru. De fapt, geometria analitică înseamnă să știi un set de formule, puține, nu multe. Da. Ecuația dreptă când îți dau un punct o direcție. Când îți dau două puncte, distanța între două puncte, nu? Când două drepte sunt paralele, când sunt perpendiculare, există pe acestea, faci fel de fel de probleme. În prima parte a geometriei. Când urmează conice, o parte a doua, nu știu dacă se fac chiar în clasa 10-a, nu mai dau seama dacă nu știu până acolo. Cert este că eu știam că geometria analitică se face în clasa 11. Acum, cu vorba 10, nu, nu mai știu. Da. Da. Ne oprim aici, dragilor. La revedere!